Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar. Invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă, să începem. Îl am alături de mine în această seară pe antrenorul Laurențiu Reghecamp. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, să rămână! Știm așa despre dumneavoastră, v-ați născut la Târgoviște și ați debutat la echipa de juniori FCM Târgoviște. În 1996 ați ajuns jucător la Steaua București, îndeplinind astfel visul cel mare al tatălui dumneavoastră. Ați fost unul dintre fotbaliștii români care au făcut carieră în Bundesliga. V-ați început cariera de antrenor la 34 de ani la FC Snagov. După succesul cu Concordia Chiajna, ați bătut palma cu Gigi Becali și ați reușit să duceți Steaua în optimile UEFA Europa League. Succesul financiar l-ați obținut în urma contractelor semnate cu echipe din Orientul Mijlociu. Acum sunteți antrenor la CS Universitatea Craiova. În plan personal, ați fost căsătorit de 2 ori și aveți 3 fii, Luca, Laurențiu Junior și Liam. Cam acestea sunt informațiile așa, în linii mari despre dumneavoastră. Eu mi-am propus și mi-aș dori mult ca toți cei care ne urmăresc în această seară să reușească să vă cunoască așa cum sunteți noastră cu adevărat, dar pentru asta e ca în meci. Avem nevoie să fim echipă și să fim și să mă lăsați să intru acolo. Aici. În inimă, da. Acolo. Sunteți un tată fericit. Aveți 3 băieți, Luca, din prima căsătorie, Laurențiu Junior sau Bebeto, din cea de-a doua căsătorie, și Liam, care s-a născut acum, de curând, pe 19 mai. Ați spus că în timp ce Luca vă amintește de tata, Bebeto vă seamănă, mai ales că este pasionat de fotbal, iar în ceea ce îl privește pe cel mai mic, știm doar că poartă acest nume irlandez, Liam, care s-ar traduce luptător aprig. Observ așa. Toți bărbații din familia Reghecamp au prenume care încep cu litera L și aș vrea să știu dacă aveți vreo superstiție în acest sens. Iar în contextul în care tații, în general, își doresc să aibă măcar un fiu, iar dumneavoastră aveți deja 3, urmează întrebarea. Care este secretul dumneavoastră, domnule Reghecamp? Știți că se spune că e foarte greu să faci un băiat. Dar cred că nu este niciun secret. Am avut eu noroc să am 3 băieți. Am avut și o fetiță, dar mi-a murit. Știu și o să vorbim. Ok. Sunt fericit că am această ocazie să am 3 băieți și nu cred că este niciun secret. Nu știu, poate pasiune, dragoste, nu știu, bunătate. Bine. N-am o rețetă, nu vă pot spune. Bine, mulțumesc. V-ați născut pe 19 septembrie 1975 în Târgoviște, iar presa a scris așa. Laurențiu Aurelian Reghecamp provine dintr-o familie cu rădăcini nobile. Strămoșii săi făceau parte dintr-o familie cu greutate din fostul Imperiu Austro-Ungar. Conform informațiilor apărute în presă, bunica era basarabeancă din Bălți, iar bunicul Neamț a venit în Oltenia acum 100 de ani pentru afaceri. De la el ați moștenit numele de familie Reghecamp, despre care ați spus că înseamnă în limba germană lupt în ploaie. Ca sportiv știți foarte bine ce înseamnă să luptați în ploaie, mai ales pe terenurile de fotbal din România. Urmează întrebarea. De câte ori v-a fugit pământul de sub picioare? La propriu sau la figurat? Și. Am 46 de ani, vă dați seama că am avut foarte multe experiențe în de-a lungul anilor. La propriu, dacă ne referim la fotbal, am jucat foarte multe meciuri, chiar meciuri internaționale pe terenuri aproape înfundate cu apă și nomol, și astea erau condițiile când eram eu fotbalist. La figurat, cred că ni se întâmplă tuturor. Este ceva normal să-ți mai fugă pământul de sub picioare. Mulțumesc! Anul trecut ați revenit să antrenați în România, aveți un contract cu CS Universitatea Craiova și ați spus că visul dumneavoastră este să aveți un titlu cu această echipă.
De altfel, craiovenii vă cunosc din perioada când ați antrenat cealaltă echipă, FC Universitatea Craiova, pe care ați salvat-o de la retrogradare. Vă citesc. Cunosc foarte bine mentalitatea oamenilor din Bănie. Am lucrat cu mulți din această regiune. Sunt ca o bombă atomică. Oameni cu temperament, oameni care trăiesc, care vor. E un sentiment unic să reușești și să antrenezi în această regiune. Cupa României a fost câștigată de Șepși, iar campionatul de CFR Cluj. Acum, pentru a ajunge în UEFA Europa Conference League, CS Universitatea Craiova trebuie să treacă de meciul de baraj cu FC Botoșani. Urmează întrebarea. Rămâneți la Universitatea Craiova? Da. Rămân la Universitatea Craiova. Mai am contract un an de zile. Am preluat echipa în plin campionat. Nu am avut posibilitatea să pregătesc și să fac ceea ce îmi doream. Nu am avut posibilitatea în iarnă să aducem jucătorii de care aveam nevoie. Cred eu că echipa a crescut foarte mult. Și da, știu, cunosc foarte bine oamenii de acolo. Și da, îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu, să câștig campionatul cu echipa din Craiova. Bine, mergem mai departe. Tatăl dumneavoastră, Harry Regekamp, a iubit fotbalul și și-a dorit să devină fotbalist, dar era prea scund pentru acest sport. Așa că a făcut tot posibilul să își îndeplinească visul prin dumneavoastră. Jucați fotbal încă de la vârsta de 5 ani și ați mărturisit că tata v-a obligat, practic, să vă canalizați energia numai spre acest sport. Vă citesc. Copiii aveau foarte multe activități. Eu aveam voie doar cu mingea. Stăteam câte 2-3 ore, chiar și singur. La un moment dat, nu mai îmi plăcea fotbalul, iar lucrul acesta m-a marcat. Urmează întrebarea. Ați urât vreodată fotbalul? Da, dar nu cu adevărat. Iubesc acest fenomen, iubesc sportul, iubesc în general fotbalul. Este ceea ce fac zi de zi, dar sunt momente în viață când pierzi anumite meciuri, când urăști ceea ce faci. Și cel mai greu este când pierzi anumite meciuri și nu ești tu cel vinovat. Direct, să spunem așa. Dar n-ai cum să urăște acest sport. Este fotbalul pentru mine, este viața mea și sunt mulțumit, satisfăcut și mă mândresc că am ajuns să joc fotbal și să și antrenez. Vă doriți ca Liam să facă fotbal? Da. Îmi doresc ca toți băieții mei să facă fotbal. Luca nu și-a dorit acest lucru. Bebeto face fotbal. Iar Liam are 3 zile. Mă așteptăm să vedem, mi-aș dori mult. Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. La 12 ani erați fundaș și mijlocaș dreaptă la echipa de juniori a clubului FCM Târgoviște. În 96 ați îndeplinit visul tatălui și ați ajuns la Steaua București, pentru care ați jucat până în anul 2000. Cu Steaua ați câștigat 2 titluri de campioană, Cupa României și Supercupa României, însă un fost ofițer de presă de la rivala Dinamo a dezvăluit, an mai târziu, că înainte de a juca la Steaua, ați fost, de fapt, dinamovist înrăit. Îl citez. Întrebați-l pe Regekamp când a făcut junioratul la Dinamo, cum a plâns alături de Cătălin Hâldan după o înfrângere cu Steaua. Tatăl dumneavoastră a confirmat existența unui capitol Dinamo în activitatea dumneavoastră fotbalistică, îl citez. Când a plecat de la Târgoviște spre București, a ajuns mai întâi la Dinamo. A stat 3 luni acolo, în probe. Au vrut să-l oprească, dar nu l-am lăsat. I-am spus ori la Steaua, ori acasă. Până la urmă a ajuns în Ghencea și m-am liniștit. Vreau să știu dacă a fost doar visul tatălui dumneavoastră să jucați la Steaua. Urmează întrebarea. Sunteți stelist cu inimă de câine roșu? Nu. Am jucat la Dinamo perioadă de 6 luni și am stat chiar în casa lui Ionuț Chirilă, el fiind antrenorul de la echipa de junior unde eu am activat. Și cel care m-a luat de la Dinamo a fost tata, dar nu din cauza faptului că nu jucam la Steaua sau că trebuie să merg la Steaua, datorită faptului că lipseam de la școală. A venit într-o zi la București, a văzut că am absențe și a zis te întorci la Târgoviște, mergi la școală și să continui fotbalul dacă vrei. Dar școala trebuie să fie pe primul plan. A
Asta s-a întâmplat și, într-adevăr, am jucat în echipă cu Cătălin Hâldan, cu foarte mulți jucători care după aceea au ajuns la Dinamo și au jucat la un nivel foarte mare. Bine, continuăm. Erați deja antrenor când, după un sezon de excepție la CS Concordia Chiajna, care v-a adus și titulatura de Super Reghe, în vara lui 2012, Gigi Becali v-a numit principal la Steaua. Îl citesc pe Gigi Becali. Reghe a demonstrat, eu l-am vrut. Nimeni nu a venit să mă influențeze. Aveați 36 de ani, iar prima declarație din postura de antrenor al Roșalbaștrilor a fost, citez, îmi doresc să ajung cel mai tânăr antrenor al Stelei care câștigă cupa și campionatul. Eu nu sunt ca alți antrenori. Eu sunt Reghe Camp. Știu exact ce pot și cât pot. Urmează întrebarea. Este Steaua numai una? Da, pentru mine da. Pentru că eu, dacă o luăm cronologic, eu prima dată și prima dată am jucat la Steaua, am antrenat Steaua, după care a fost acel scandal cu schimbarea numelui și palmaresul și așa mai departe. Dar eu am antrenat în 2 ani de zile și Steaua și FCSB. Adică într-un parcurs de 4-5 ani. Pentru mine, da. Pentru mine este același club, pentru că asta este. Am și jucat și am și antrenat ambele echipe. De ce este atât de importantă? Steaua, ca și alte echipe din România, este o echipă cu tradiție, cu foarte mulți fani, cu foarte mulți oameni care iubesc echipa Steaua sau FCSB, cum o părțim acum, o luăm în două. La fel cum este și Craiova, la fel cum este și Dinamo și mai sunt câteva cluburi de mare, UTA Arad, de exemplu, care este foarte iubită în regiunea respectivă. Universitatea Cluj, la fel, care este o echipă iubită, cu toate că este CFR, echipă care face performanță de ani de zile, sunt foarte mulți clujeni care încă iubesc Universitatea Cluj și așa vor muri, pentru că sunt fani adevărați. Deci sunt echipe care au tradiție în România și sunt iubite. Diplomat, sunteți diplomat, apreciez, mergem mai departe. În presă s-a scris că Gigi Becali este cel mai dificil patron de club sportiv din România, pentru că nu ezită să intervină, inclusiv în timpul meciurilor, în deciziile antrenorului. Puțini sunt cei care au rezistat acestei presiuni. Dumneavoastră sunteți considerat unul dintre cei mai longevivi antrenori din istoria clubului Steaua. Mai mult, în perioada în care vă aflați pe Banca Stelei, ați refuzat oferte bănoase din Rusia și Grecia și chiar l-ați vizitat de mai multe ori la închisoare pe Gigi Becali după ce a fost condamnat în dosarul Valiza. Urmează întrebarea. Cum l-ați îmblânzit pe Gigi Becali? În general, sunt un om sincer. Ceea ce am de spus o fac fără să acopăr nimic și fără să-mi fie teamă. Cred eu că lucrul ăsta a apreciat foarte mult Gigi la mine. Faptul că am avut o legătură directă, am avut un dialog direct cu el, ne-am pus la... vorbeam poate într-o săptămână înaintea unui meci, cred că mă întâlneam de 5-6 ori cu el să vorbesc, plus ce vorbeam la telefon. Lucrurile erau foarte bine stabilite și așa cum este în fotbal, numai în România, cam peste tot, oamenii care investesc au un cuvânt de spus. Cum îți faci tu munca și cum poți tu să te impui în fața lor, este numai problema antrenorului și a omului din perioada respectivă. Toți oamenii care investesc în fotbal își doresc ceva. Și atunci, de ce este atât de judecat Gigi Becali? Pentru că este singurul om care iese și vorbește foarte mult. Spune lucrurile la televizor. Sunt alți patroni care nu fac lucrul ăsta, dar fac același lucru. Bine, continuăm. În cei 2 ani petrecuți în Ghencea ca antrenor, ați readus Steaua pe culmile gloriei fotbalistice. Echipa a cucerit titlul de campion a României în sezonul 2012-2013, după o pauză de 7 ani. Bucuria a fost atât de mare încât peste 20.000 de suporteri au sărbătorit alături de jucători în Piața Constituției. Ați repetat performanța în sezonul următor și ați adăugat Supercupa României pe lista de trofee. Mai mult, ați calificat Steaua în optimile UEFA Europa League din sezonul 2012-2013, iar în martie 2013 ați dus Steaua în Champions League după ce ați invins pe arena națională campioana antitră Chelsea. Rivalii au încercat să vă știrbească meritele și v-au acuzat că le dați jucătorilor substanțe interzise ca să le asigurați energia. Ați răspuns că secretul succeselor stă în tehnică,
motivare și disciplină. Urmează întrebarea. Ce loc ocupă Reghe Kampf în topul antrenorilor români? Nu m-am gândit niciodată la acest lucru. Pentru că... Vă gândiți acum, ne gândim împreună. Nu este o miză pentru mine să demonstrez cuiva că trebuie să fiu pe locul 1, locul 2 sau locul 3. Cred că în viață, nu neapărat în sport, ceea ce faci te definește. Câștigi ceva, faci ceva, lași ceva în urma ta, oamenii vorbesc despre performanțele tale, atunci îți câștigi un loc undeva într-un top. Mi-ați spus că urâți fotbalul când nu reușiți să câștigați, adică vă place să fiți numărul 1. Îmi place să câștig, în general îmi place să câștig și îmi place ceea ce fac să fac la cel mai înalt nivel. Bine, numiți-mi top 3 antrenori români atunci. Mircea Lucescu, Pui Iordănescu, Cosmin Olăroiu. Și pe Reghe Kampf unde îl punem? N-are cum să vorbească Reghe Kampf de Reghe Kampf. Las pe alții să vorbească de mine. Așa este normal. Bine. Există substanțe pe care le dădeați sportivilor? Nu. Și dovada stă în faptul că toți jucătorii pe care am antrenat în perioada respectivă la Steaua au ajuns să joace la cluburi importante din Europa. Deci dacă vreun jucător ar fi luat vreo substanță sau dacă eu obligam pe cineva să facă acest lucru, vă dați seama că într-un lot de jucători nu sunt toți fericiți, mai sunt și rezerve, jucători care nu joacă. La un moment dat, unul dintre ei ar fi ieșit și ar fi spus, mi-a dat Reghe Kampf ceva interzis. Nu există așa ceva. Am prins un lot foarte bun cu jucători care erau motivați, care vreau să facă performanță și au dorit acest lucru, au muncit enorm de mult și au făcut performanțele respective. Deci notăm... Muncă. Bun. Ok, mulțumesc, mergem mai departe. Presa a întors pe toate părțile meciul considerat drept cel mai controversat din cariera dumneavoastră în Liga 1. Este vorba despre confruntarea din mai 2013 între Steaua și Viitorul lui Gheorghe Hagi. Deși Steaua era lider în clasament, a pierdut meciul cu un scor rușinos de 2-5. După acea partidă la care ați folosit o echipă experimentală și nu primul 11 obișnuit, ați fost acuzat că ați cedat victoria echipei lui Hagi ca să îl ajutați să se salveze de la retrogradare. În replică, ați amenințat cu demisia. Vă citez. Sigur, nu voi mai continua la Steaua din această vară. Eu nu fac astfel de lucruri murdare. Urmează întrebarea. A avut nevoie Gică Hagi de ajutorul dumneavoastră? Nu. Și cred că a și explicat el în săptămâna trecută după declarația lui Gigi. Vă pot spune pe scurt povestea care e adevărată. Eram campion deja, aveam 8 jucători sau 9 jucători care erau convocați la echipa națională. Cum se termina campionatul, jucătorii mai aveau o săptămână de pauză și trebuiau să meargă la echipa națională. Am hotărât împreună cu ei, fiind campioni, să le dau 2 săptămâni de vacanță ca să poată fiecare jucător să meargă la echipa națională și să se întoarcă să înceapă cantonamentul cu noi de la început. Altfel, trebuia să le dau pauză în momentul când noi eram în cantonament. Lucru care nu ni-l permiteam pentru că avem calificări pentru Champions League, dacă nu mă înșel. Da. Da. Calificările pentru Champions League. Și de aceea am hotărât cu ei să le dau vacanță mai devreme. Într-adevăr, a fost o echipă experimentală, o echipă cu jucătorii noștri din lotul nostru, dar care nu jucaseră așa de mult ca ceilalți. Și am pierdut pe bune. Și eu am fost foarte supărat după meciul respectiv. Au fost multe discuții, am făcut și o declarație pe care am regretat-o după și am explicat ce s-a întâmplat, dar nu l-am ajutat pe Gică niciodată și nu cred că avea nevoie. Dar pe ce loc l-ați așeza în topul antrenorilor pe Gică Hagi? Tot performanțele sunt cele care te situează undeva într-un top. Și Gică este un cel mai mare formator de jucători din România și asta a demonstrat-o în ani. Eu, când m-ați întrebat de top, v-am spus antrenorii care au câștigat și au făcut ceva pentru România. Mircea Lucescu este antrenorul cu cele mai multe trofee, Anghel Iordănescu, antrenorul care a calificat echipa națională la campionatul mondial. Iar Cosmin Olăroiu, dacă îl puneți într-un top, cred că are cele mai multe trofee câștigate al unui antrenor român în străinătate. El cu Mircea Lucescu. Bine.
Întotdeauna contează din ce unghi privești și abordezi. E bine că am lămurit. Mulțumesc, continuă. Asta este punctul meu de vedere, nu... Normal. Dețin... Absolut. La sfârșitul anului 2015 ați revenit la Steaua București. Era o perioadă complicată pentru roșalbaștri, care aveau rezultate sub așteptări, nu aveau bază de antrenament și nici stadion. Cu toate acestea, Gigi Becali v-a cerut să readuceți echipa în Liga Campionilor. Presa a speculat că ați acceptat revenirea la Steaua în acele condiții grele, pentru că scopul dumneavoastră era de fapt să ajungeți antrenor la Națională. Citez din presa vremii. La vară, echipa națională va avea nevoie de un selecționer, presupunând că România nu va câștiga campionatul european, iar lui Iordănescu nu îi se va prelungi contractul, iar variantele pentru postul de viitor selecționer sunt destul de puține și întortocheate. În 2022 ați fost din nou unul dintre numele vehiculate pentru postul de selecționer. Vreau să știu dacă ați refuzat Federația Română de Fotbal. Urmează întrebarea. De ce nu ați ajuns selecționerul României? Cred că nu este momentul ca eu să devin selecționer. Și dacă ajungeam la niște discuții concrete cu cei de la federație, probabil că ajungeam. Dar nu a fost cazul. Eu n-am cum să vin să vă spun decât adevărul. Nu am avut niciun fel de discuții cu cei de la echipa națională. Și nici nu m-au interesat aceste discuții pentru că eram sub contract cu Universitatea Craiova. Mă refer de anul 2022. Bine, mergem mai departe cu prima întrebare roșie. Ne întoarcem la perioada în care ați fost jucător de fotbal. Ați evoluat la Steaua București între 1996 și 2000, după care ați plecat în Germania la clubul Energie Cottbus, unde ați rămas până în 2005. Fostul mare fotbalist și antrenor Cornel Dinu a susținut că în acea perioadă ați fi fost implicat în mafia pariurilor. Astfel, la un meci jucat contra lui Bayern München, ați primit împreună cu alți jucători 200.000 de mărci germane de la un interlop sârb ca să pierdeți partida. Culmea, chiar dumneavoastră ați marcat din penalti. Cornel Dinu a povestit că interlopii sârbi au vânat ca să le restituiți banii. Îl citesc pe Cornel Dinu. Cunoscându-i pe sârbi, am cerut o păsuire de vreo 12 ore ca să vină cu banii, că nu e ca în România. Acolo, dacă nu ești de cuvânt, te trezești în rigolă. Urmează întrebarea roșie. V-a salvat Cornel Dinu de interlopii sârbi? Este o întrebare foarte simplă, nu e roșie. Nu, nu m-a salvat de nimeni și nu a fost niciodată o discuție în direcția asta. Și de ce ar fi zis asta? Sunt multe discuții, Ana Maria, Cornel Dinu, multe chestii care nu... N-aș vrea să intru în acest subiect. S-a răzbunat pe dumneavoastră? Să spunem. Mulțumesc. În iarna sezonului 2004-2005 ați plecat de la Energie Cottbus la rivala Alemania Aachen. Cu această echipă care evolua în divizia a doua, ați reușit să vă calificați în Bundesliga. Ați devenit unul dintre cei mai importanti jucători ai echipei, iar antrenorul Guido Buchwald avea numai cuvinte de laudă pentru dumneavoastră. Îl citez. Reke Kampf este un fotbalist experimentat. Este un jucător care se gândește mult la fotbal și care încearcă să vină cu soluții pentru îmbunătățirea jocului. Pentru mine, acest lucru este foarte important. Primii 7 ani de fotbal în Germania au însemnat pentru dumneavoastră 86 de meciuri și 17 goluri în Bundesliga 2 și 118 meciuri cu 13 goluri marcate în Bundesliga, unul dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume. Vreau să știu care a fost cea mai importantă calitate a dumneavoastră ca jucător. Urmează întrebarea. V-au ajutat originile germane să rezistați în Bundesliga? Nu, cred că... În general sunt un tip ambițios, îmi place să muncesc. Tot ceea ce înseamnă fotbal în Germania înseamnă seriozitate, muncă, foarte multă muncă, bineînțeles și talent. Eu nu pot să spun despre mine că am avut un talent foarte mare, nu cum au avut alți jucători de fotbal, dar cred eu că numai prin muncă, perseverență, ambiție și faptul că îmi doream să ajung ceva, cineva. Limba germană când ați învățat-o? Am învățat-o în Germania. Nu știam să vorbesc limba germană. Știam decât de la școală anumite lucruri, dar foarte puțin. Eu am mai avut o etapă înainte, să revenim, nu știu dacă o aveți. Eu am jucat și la St. Pölten ca junior,
Și acolo am învățat puțin. S-a Polten fiind în Austria. Și numele acesta atât de clar, Regecamp, nu v-a ajutat niciodată? Nu știu, nu m-am întrebat niciodată și nici nu mi s-a părut că cineva îmi creează vreun avantaj datorită numelui. Nu cred. Bine, mergem mai departe cu o întrebare roșie. În toată cariera dumneavoastră ați jucat o singură dată pentru echipa națională de fotbal. În 2003, selecționerul Anghel Iordănescu v-a convocat pentru partida contra Danemarcei. Ați intrat pe teren în minutul 62 la scorul de 2-2 și ați dat o pasă greșită, în urma căreia danezii au marcat. Presa a scris că de la greșeala dumneavoastră a început dezastrul pentru România. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-5 pentru Danemarca și ați intrat la vestiar huiduiți de 55.000 de suporteri furioși. După meci ați fost notat cu nota 4 de Gazeta Sporturilor. Urmează întrebarea roșie. Cât de mult îți poate afecta cariera un meci prost? Asta este momentul de care vorbeam mai înainte, că în anumite momente urăști ceea ce faci. Suntem oameni, suntem supuși greșelilor. Da, am făcut o greșeală într-un meci foarte important. Este un moment foarte negru din cariera mea, pentru că îmi doream enorm de mult să joc la echipa națională și să o fac bine și să reușim să câștigăm meciul. Am avut parte de acea greșeală și am pierdut acel meci. Un moment dificil din cariera mea. N-ați mai fost convocat? Nu. Și cred că au fost nota care mi-au dat a fost bună. Iar acum, ca antrenor, v-ați da aceeași notă? Nu, mi-aș da o notă mai slabă. Am spus că a fost nota bună dată de cei de la GSP. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Prima dată v-ați căsătorit foarte tânăr, la doar 19 ani. După 3 ani s-a născut fiica dumneavoastră, Annalisa Cristina. A urmat cea mai neagră perioadă din viața dumneavoastră. Cea mică s-a stins la doar un an după naștere, din cauza unei malformații congenitale la inimă. Ați spus așa, ne-am dat seama că are o problemă pentru că îi se înnegreau buzele. Obosea când mânca. Am fost la control cu ea și ne-au zis că trebuie să-i facem o operație complicată. Am făcut-o la Cluj. Medicii trebuiau să lase corpul ei deschis 24 de ore după operație, dar a făcut o pneumonie și a murit. Este cel mai tragic lucru să-ți pierzi un copil. Urmează întrebarea. V-a frânt inima moartea fetei dumneavoastră? Da, rău. Eram și foarte tânăr, dar mi-a fost foarte greu. Au fost niște momente dificile, mai ales că eram familia, fosta soție, toată lumea au trăit totul la o intensitate foarte mare. Eu atunci eram jucător la Steaua, jucam și în cupele europene, aveam mai multă libertate să pot să plec din mediul ăla. Trebuia să mă duc la muncă, trebuia să mă duc la meciuri, trebuia să intru pozitiv, trebuia să mă gândesc la cu totul altceva. Deci eu cred că eu am trecut mult mai repede peste momentul ăla, dar în sufletul meu, în inima mea, a fost o tragedie foarte mare. Mai ales că ne obișnuisem deja cu Annalisa. Mulțumesc. Presa a scris că dumneavoastră și alți câțiva fotbaliști alături de care ați făcut senzație la mijlocul anilor 90 cu Chindia Târgoviște, ați avut de înfruntat adevărate drame. În 96, Bogdan Liță și Cristi Igescu au murit într-un accident de mașină. În 2000, Cătălin Hâldan a decedat în urma unui atac de cord chiar pe terenul de fotbal. În 2003, în urma unui alt accident de mașină, a murit Cezar Dinu, iar în 2006, Mihai Baicu a decedat după ce a făcut un stop cardiac după un joc de fotbal cu prietenii. Urmează întrebarea. Credeți în blesteme? Încerc să fiu puternic să nu cred, dar câteodată mă gândesc, dar nu cred. Încerc să merg pe drumul meu, încerc să am credința mea, cred în Dumnezeu, nu arăt lucrul ăsta, nu o fac
gen să mă vadă toată lumea, dar cred în Dumnezeu, sunt un om credincios și câteodată, în momentele dificile, mai ne uităm și spre blesteme, spre lucruri care nu ar trebui să le vedem în, normal în viața noastră, dar eu vreau să nu cred în blesteme. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați divorțat de prima soție, Mariana Pfeiffer, în 2008, iar la scurt timp v-ați căsătorit cu Ana Maria Prodan. Peste câțiva ani, prima dumneavoastră soție a povestit despre cum a trăit ea despărțirea de dumneavoastră, o citez. Laurențiu m-a sunat într-o seară și mi-a spus că Ana Maria este însărcinată și că trebuie să divorțăm. Apoi, în altă seară, m-am îngâiat pe picior și bineînțeles că s-au întâmplat mai multe între noi. Ajunsesem să mă simt ca amanta lui, deși încă eram soția lui. Urmează întrebarea roșie. Puteți iubi în paralel două femei? Nu. Nu. Nu vreau să comentez absolut nimic din ceea ce a declarat Mariana. Nu este adevărat. Primul rând, eu când am anunțat-o pe Mariana de Ana Maria, nu era încă gravidă. Dar... Eu v-am întrebat altceva. Nu, am zis că nu. Am spus, dacă puteți iubi am spus două nu. Femei în același timp. Am spus nu. Mă opresc. Și eu. Mergem mai departe. Ați cunoscut-o pe Ana Maria Prodan la începutul carierei dumneavoastră de fotbalist, când jucați la Naționala de Tineret a României, apoi drumurile dumneavoastră s-au despărțit și v-ați revăzut peste 13 ani și ați rămas împreună. Ana Maria a fost cea care v-a cerut în căsătorie, iar despre acel moment ați spus așa. Ea mi-a luat-o înainte, mi-a spus, vreau să fii bărbatul meu pentru restul vieții și pentru încă 10 milioane de vieți. După, mi-a venit să mor, că nu am fost eu primul. Dar în fiecare an o cer de nevastă și așa o voi cere an de an. În timp ce pentru Ana Maria Prodan era soarele, pentru dumneavoastră ea era, vă citez, sufletul meu pereche. Ea este femeia vieții mele, este femeia pe care o admir pentru curajul ei, este femeia care a reușit în lumea bărbaților și omul care mă face fericit. Recent ați caracterizat-o cu totul altfel. Ați spus așa, astăzi e plină de ură, de răutate, de mojicie. Urmează întrebarea. Când ați încetat să o iubiți pe Ana Maria? Intrăm într-un subiect foarte delicat. În momentul delicat, să spunem, în căsnicia noastră a fost momentul când am văzut acel incident pe care l-a avut ea împreună cu antrenorul de fotbal Alexa, Dan Alexa, în momentul când i-a dat cu pumnul. Am avut o discuție cu Ana și i-am spus că va fi foarte greu să trec peste acest moment. De atunci lucrurile au luat o altă întorsătură. Să detaliem declarația? Vă rog. Am spus acest lucru datorită unui simplu lucru. Urăsc, în general, când oamenii își folosesc copiii să ajungă la niște lucruri. Nu accept ca niciunul din copiii mei, nu judec pe nimeni altcineva, vorbesc numai de mine și familia mea, nu am să-i accept niciodată Anei sau altcuiva să-mi folosească copiii pentru a câștiga ceva, pentru a face ceva. Cred eu că lucrurile trebuie stabilite între oamenii maturi, copiii trebuie să încerce să stea deoparte, să trăiască, să-și facă școala, să facă ce au de făcut. Nu cred că este un subiect dificil pentru un copil care își vede părinții că se despart, dar în același timp cred eu că este foarte important eu și fosta mea soție să ne comportăm ca niște oameni maturi și să nu implicăm copiii. De aceea am declarat acele lucruri, pentru că nu suport și nu o să-i accept niciodată aceste lucruri. Ați încercat să vă protejați copiii, vă mai dau timp, v-a ieșit? Eu am încercat mereu prin toate acțiunile care le-am făcut după ce am anunțat că divorțez de Ana Maria. Am ieșit și am vorbit o singură dată datorită acestui lucru, că eram foarte tăvălit și manipulat și mi se puneau cuvinte care nu mi-aparțineau.
Iar acest lucru l-am făcut numai și numai pentru bebe. Bine, mergem mai departe cu o întrebare roșie. În 2019, apropo de imagini, la finala meciului Astra Giurgiu cu FC Botoșani, presa a explodat după ce au apărut acele imagini în care Ana Maria Prodan l-a lovit cu pumnul pe antrenorul Dan Alexa. În acel moment, dumneavoastră ați evitat să vorbiți despre incident. Recent însă, ați spus că v-a părut rău că nu ați divorțat de Ana Maria după episodul cu Dan Alexa și vă citez: am suferit din dragoste rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Ana Maria ar putea să facă așa ceva. Mi-a spus mai multe variante și mi-am dat seama că nu este ok ce s-a întâmplat și s-a terminat. Presa a speculat că dumneavoastră și Ana Maria aveați vieți separate cu mult înaintea episodului cu Dan Alexa, însă acele imagini v-au adus în situația în care o Românie întreagă comenta faptul că soția vă înșală. Vreau să știu dacă existau anumite reguli în cuplul dumneavoastră pe care Ana Maria le-a încălcat. Urmează întrebarea roșie. Ați mai fi divorțat dacă nu exista episodul Alexa? Nu, pentru că nu știam și niciodată nu m-a interesat să controlez ceea ce face Ana Maria. Totdeauna merg pe premiza de că am încredere în omul care este lângă mine, așa cum și cel de lângă mine are încredere în mine. Apar foarte multe discuții, mai ales când ești o persoană publică, dar niciodată nu m-am gândit la acest lucru. În momentul când s-a întâmplat acel episod, eu am avut o discuție cu Ana Maria, eu fiind în Dubai atunci cu ambii băieți, n-am putut să-i spun lui Bebe, bineînțeles Bebe vedea absolut tot ce se întâmplă, pentru că aveam toate canalele românești în living, și am luat eu acea decizie, am încercat, bineînțeles, pe parcurs să încerc să trec peste acest moment, dar n-am putut. Și îmi pare rău că am făcut unele lucruri și i-am dat ei anumite speranțe, dar cred eu că cel mai sănătos și cel mai bine pentru amândoi era să pun eu capăt atunci. Mulțumesc. Mergem cu întrebare roșie. Inițial, Ana Maria a declarat că nu crede că dumneavoastră chiar vă doriți să divorțați și că vă așteaptă să reveniți acasă. Treptat, discursul ei s-a schimbat și a ajuns să vă jignească public și să vă numere amantele din ultimii 10 ani. V-a acuzat că sunteți procesoman. A cerut ordin de restricție, susținând că ar fi primit mesaje de amenințare din partea dumneavoastră. O lungă perioadă de timp știu că ați evitat să-i răspundeți, motivând că ea este mama copilului dumneavoastră și că vreți să vă protejați băiatul. Vreau să-mi spuneți cât adevăr este în vorbele și în acuzațiile Ana Mariei. Urmează întrebarea roșie. Cine a înșelat primul? E greu de spus, pentru că eu, așa cum am spus mai devreme, niciodată nu m-am gândit că Ana Maria mă înșeală. Nu m-am gândit niciodată și nici acum nu pot să vă spun 100% că m-am înșelat. Pentru că eu nu am prins-o. Doar am văzut acel gest care nu mi s-a părut că este un gest de ceartă sau mi s-a părut clar că este un gest între doi oameni care au ceva unul cu celălalt. Referitor la întrebare, nu știu ce să vă spun. Pentru că n-am urmărit niciodată acest lucru. Adică eu nu urmăresc persoana de lângă mine. Dar dumneavoastră ați înșelat-o? Vă referiți la declarațiile Anei? Ana declară foarte multe lucruri în momentul de față. Eu n-am bătut pe nimeni în public, pe mine nu m-a filmat nimeni în public, că ea își face anumite mesaje și le trimite după alte telefoane și spune nu, nu am înșelat-o și nu există nicio dovadă în această direcție. Continuăm. Din prima căsătorie îl aveți pe Luca, din căsătoria cu Ana Maria îl aveți pe Laurențiu Junior. În semn de iubire pentru cei doi fii, v-ați tatuat pe corp chipul și numele lor. Pe lângă acestea, în 2008 v-ați tatuat pe antebrațul stâng numele Ana Maria, iar apoi pe antebrațul drept, I am right next to you, adică sunt chiar lângă tine, un mesaj care să vă amintească de iubirea ce vă lega. Recent, presa a scris că v-ați fi interesat la o clinică de specialitate despre procedura de îndepărtare a tatuajelor. Vreau să știu dacă aveți de gând să vă mai tatuați pe viitor. Urmează întrebarea.
V-ați șters tatuajul cu Ana Maria? Nu, n-am șters niciun tatuaj. Nici nu m-am interesat de o clinică să-mi șterg tatuajele. Mă gândesc să mai fac încă un tatuaj, pentru că mai am încă un băiat. Mă gândesc să fac o poveste, ceva. Dar în curând voi face 47 de ani și nu cred că mai este cazul. Mă gândesc. Deci tatuajele rămân acolo? Deocamdată rămân, da. Deocamdată rămân. Nu mi-ați spus ce semnificație are litera L de la numele copiilor. Nu are nicio semnificație. Deci faptul că pe mine mă cheamă Laurențiu, Luca, pe Luca îl cheamă Luca, David, Andrei. Toată lumea îi spune Luca, dar pe el îl cheamă și David și Andrei. Pe Laurențiu îl cheamă Laurențiu Adrian, Laurențiu Junior Adrian. A fost dorința Anei să-i pune numele meu. Și Liam. Iar Liam, m-am gândit, dacă tot sunt cei doi băieți plus eu cu L, începem numele cu L, hai să găsim un nume care să se potrivească lui Liam în toată constelația asta. Frumos, mulțumesc. Mergem cu întrebare roșie. Cariera de antrenor v-ați început-o la echipa FC Snagov din Liga a doua, pe care ați pregătit-o în două etape, în sezonul 2009-2010 și în sezonul 2010-2011. V-ați așezat pe banca tehnică imediat după ce v-ați retras ca jucător, iar în presă ați fost acuzat că ați început să antrenați fără să aveți licență. Presa de specialitate a susținut că ați fi intrat în posesia licenței pro în 3 ani și jumătate față de 7 ani cât durează întregul proces obligatoriu de licențiere. Primarul de atunci al comunei Snagov, Apostol Mușat, a făcut următoarea declarație, îl citez. Pe terasa asta l-am făcut antrenor pe Reghe Kampf pentru că nu avea licențele. Mie nu mi-a spus nimeni că nu avea carnet de antrenor. Eu vreau să-mi explicați. Cât contează, de fapt, licența pentru un antrenor bun sau dacă este doar o formalitate care durează 7 ani. Urmează întrebarea roșie. V-ați luat licența de antrenor la terasă? Nu. Erau exprimare. Deci cei de la federație căutau pentru acel calup unde fiecare antrenor trebuia să-și prezinte antrenamentul, era o probă practică pe care trebuiau să o facă toți antrenorii înainte să-și ia licența, să ia dea examenul final, căutau o bază unde să poată să facă lucrul ăsta. De obicei, cam o săptămână durează, să sunt 20 ceva de cursanți, 20 de antrenamente. Eu eram antrenor la Snagov și le-am pus la dispoziție, am spus celui care se ocupa atunci de școala de antrenori, domnul Mircea Rădulescu, că pot să le ofer terenul, echipa, că normal, ca să faci un antrenament ai nevoie și de jucători, și după putem să mâncăm la terasa care spunea domnul Mușa, care Dumnezeu să-l ierte, a murit acum câteva zile. S-a referit la cu totul altceva, nu la ceea ce au interpretat domnii jurnaliști. Da, am făcut acolo antrenamentele, ne-am dat licența toți antrenorii, printre care sunt foarte mulți antrenori, chiar unii foarte mari care au dat licența cu mine, și după ce terminam antrenamentele și cursurile respective, mergeam la terasa respectivă și mâncam împreună. În ce an se întâmpla? Nu mai țin minte, cred că 2009, nu mai țin minte. Nu mai țin minte exact. În câți ani v-ați luat licența? Eu am avut noroc că a fost o etapă unde puteai să-ți iei primele licențe, licența A, licența B, le puteai lua dacă aveai meciuri internaționale, dacă erai jucător pe echipa națională, era un standard. Atunci se ocupa de antrenori Ionuț Lupescu la Federația Română de Fotbal. Și într-adevăr, pe câțiva dintre noi ne-a ajutat să trecem o etapă mai repede. După ce ți-ai o licență, trebuie să stai un an, ești obligat să stai un an ca să începi altă licență. Nu mai dau timp. Deci ăsta este singurul ajutor pe care l-am primit noi, nu numai eu, au fost mai mulți jucători de fotbal care au primit acest drept de a face cursurile unul după celălalt, fără să ai o pauză. Bun. Mulțumesc. Mergem mai departe. Cariera noastră de antrenor este marcată de mai multe acuzații de meciuri trucate. Primele datează din 2009, când ați devenit antrenor la clubul din Snagov, iar soția noastră, Ana Maria Prodan, era președinte executiv. Presa a scris, citând mai mulți oameni din fotbal, că ați reușit să urcați echipa în clasament sau să câștigați sume mari la pariuri, aducând fotbaliști care erau ușor de manipulat, dar și plătind jucători a echipelor adverse cu ajutorul soției.
Gazeta Sporturilor a publicat povestea unui astfel de meci aranjat la o partidă din Liga Secundă, Buftea Snagov, din aprilie 2009, încheiată așa cum trebuia, 4-2. Cota la pariuri pentru acest rezultat era de 40-1. Urmează întrebarea. V-au afectat cariera acuzațiile că ați trucat meciuri? Nu, pentru că pe mine personal n-aveau cum să mă afecteze, pentru că nu am fost implicat în așa ceva niciodată. Eu n-am nici măcar un cont, nu-mi place să pariez. Nu-mi place să joc la pariuri, n-am făcut-o niciodată. Întrebarea sau în ce ați explicat dumneavoastră, eu atunci eram antrenor la Buftea, nu la Snagov. La Snagov, în toată perioada când am antrenat, nu am avut niciun episod de genul acesta. Într-adevăr, sunt foarte multe discuții pe tema asta și poate pe undeva afectează imaginea unui antrenor în momentul când aceste vorbe se duc în presa internațională, că sunt interpretate și sunt luate cumva în sensul rău al cuvântului. Dar pe mine personal nu m-au afectat, pentru că nu am participat niciodată la aceste jocuri și eu nu joc la pariuri. Dar de unde au plecat aceste acuzații? Se practică acest lucru, se practica înainte, acum nu cred că mai practică nimeni, pentru că este foarte dificil de când au fost anumite intervenții pe care le-au făcut cei de la DNA. Înainte, în divizia B, se făceau lucrurile astea. Se practicau. Dar eu am foarte multe exemple, foarte multe meciuri, când am spus că nu mă prezint la meci dacă se întâmplă așa ceva. Și sunt oameni, meciul meu, FC Snagov, cu Farul Constanța. Patronul de atunci de la Farul Constanța a și declarat în GSP într-un interviu pe care l-a dat celor care au făcut aceste reportaje despre meciuri retrucate, că a avut un episod cu Regecamp când a spus că nu vine la meci. Și nu m-am dus până când mi s-a spus că se joacă meciul pe bune și am și bătut. Asta îmi place la dumneavoastră. Mulțumesc! Că vă place să câștigați. Bun, continuăm. La aceste acuzații de blat și de meciuri aranjate ați reacționat dur, vă citez. Toate aceste subiecte sunt niște prostii. Este frustrant când muncești și când ești un om cu coloană vertebrală să apară cineva, să arunce cu noroi în tine, în familia ta, în munca ta. Culmea să nu aibă nici probe și să doarmă și liniștit. Știu că ați mers chiar și în instanță să vă căutați dreptatea. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare minciună care s-a scris despre dumneavoastră? Cred că aceasta cu meciurile trucate și în instanță m-am dus împotriva unui foarte bun jurnalist, nu-i dau numele că nu este corect, dar el știe, m-am dus pentru alt episod, un episod unde am fost acuzat că am dopat jucătorii cu anumite substanțe. Eu nu mă ocup de așa ceva la o echipă de fotbal. O echipă de fotbal, ca în orice alt domeniu, are un doctor care se ocupă de medicamentația jucătorilor. Deci nu poate să vină un antrenor peste un doctor să-i spună astăzi trebuie să-i dai la jucător substanța asta. Pentru că nu are cum. Responsabilitatea aia lui, nu este a mea. Iar eu nu pot obliga pe nimeni să facă așa ceva. Cred eu că asta este cea mai mare nedreptate, pentru că, unul, la pariuri nu joc, nu mi-au plăcut niciodată și nu mă interesează. Am stat foarte departe de meciurile aranjate și mi-am dorit întotdeauna să câștig meciurile. Iar referitor la acel episod cu substanțe interzise, mi-a părut foarte rău, pentru că aveam la îndemână un lot foarte bun la Steaua, jucători care s-au antrenat foarte bine și datorită acestor lucruri, că câștigam meciurile foarte ușor și jucătorii erau foarte bine pregătiți, dădea impresia afară că erau dopați, dar total fals. Bine, mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. La finalul sezonului 2009-2010 și apoi în 2011, ați acceptat propunerile venite de la președintele clubului FC Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, care v-a chemat în bănie. Prima dată ați salvat echipa de la retrogradare, dar al doilea contract a fost cel mai scurt din cariera dumneavoastră de antrenor. Președintele clubului v-a suspendat după numai o lună pentru că ați exclus din lot 3 jucători. Ați explicat atunci, vă citez, și-au permis să mănânce pizza și eu i-am suspendat. Ca antrenor sunteți
recunoscut pentru disciplina pe care le impuneți jucătorilor și pe care ați povestit că ați împrumutat-o din Bundesliga. Urmează întrebarea roșie. Ce nu iartă niciodată Laurențiu Reiecamp? Întotdeauna tot ceea ce fac la o echipă de fotbal fac pentru a avea performanță. Episodul respectiv n-are rost să-l mai explic, pentru că este un episod care nici jucătorii care au 7 ani n-au cum să facă așa ceva. În ziua meciului, când ieși la o cafea și jucătorii să se recreeze, 3 jucători să meargă să-și comande pizza și papanaș. Și ei au recunoscut, pentru că după episodul respectiv, 2 jucători am avut la Steaua. Și le-am fost din nou antrenori. Nu fac lucrurile astea din răutate, iar cred eu că pentru a avea performanță cel mai importantă este disciplina și respectul. Și întotdeauna le spun jucătorilor să se respecte pe ei ca să poată să primească respectul din partea celorlalți. Deci ce nu iertați niciodată ca antrenor? Indisciplină. Și în viața privată? N-am cum să judec pe cineva pentru viața privată. Pe mine? Nu. Pe dumneavoastră ce nu iertați? Da, țin foarte mult la acest lucru. La disciplină. E mai greu să-mi dau pedeapsă mie. Sunt mai bun așa cu mine. Bine, mulțumesc. Încerc să-mi țin linia. Bine. În vara anului 2014 ați decis să plecați de la Steaua și să semnați cu echipa Al-Hilal din Arabia Saudită. Gigi Becali v-a spus atunci, tată rechi, mai bine te duci tu la Arabi, sunt mai mulți bani acolo, este și o echipă cu un mare potențial de performanță. Eu am investit destul în Steaua, acum trebuie să mai strâng șurubul. Presa a susținut că, deși v-a plătit peste 1,5 milioane de euro în cei 2 ani de contract, cu tot cu bonusuri, același Gigi Becali nu ar fi vrut să vă dea 5.000 de euro în plus pe lună la contract. Urmează întrebarea. Este Gigi Becali uneori zgârcit? Nu. N-ai cum să-l cataloghezi pe Gigi Becali gen zgârcit. Dar este un om de business. Pentru el, fotbalul este un business și lucrul ăsta îl recunoaște și îl spune în fiecare zi. Dar n-ai cum să spui că Gigi este un om zgârcit. Cred eu, din informațiile care le am, nu vreau să-l laud și nu am de ce să-l laud, dar are câteva 10 de milioane date oamenilor și bisericilor și... Donați. Deci nu, n-avem cum să-l catalogăm gen un om. Și de ce n-a vrut să vă dea 5.000 de euro în plus să rămâneți la Steaua? Nu a fost vorba atunci de 5.000. Acum îmi dau seama unde ați mers cu întrebarea. Nu. Eu aveam o ofertă foarte bună din Arabia Saudită și era foarte greu să nu plec. Deci nu a fost vorba de bani. Au fost anumite discuții, poate găseam el să găsească motiv la mine, eu să găsesc motiv la el, dar era clară situația. Plus că eu a trebuit să plătesc o clauză atunci ca să pot să ies din contract. Lucru care este corect. La fel, aceeași clauză trebuia să o plătească Gigi dacă mă dădea afară. Asta a fost. Simplu. Deci nu e zgârcit. Nu este. Continuăm. Contractul cu Al-Hilal era pe 2 sezoane și urma să primiți în total un salariu de 7 milioane de euro, suma la care se adăugau bonusurile de obiectiv. Instalarea dumneavoastră s-a făcut însă după adevărate lupte în interiorul clubului, pentru că mai mulți membri din conducere doreau să-l păstreze pe fostul antrenor. Și o parte a suporterilor l-ar fi dorit în continuare pe acesta, motiv pentru care v-au trimis mesaje de genul: fii atent, dacă vii la Al-Hilal te vom urmări și te vom ucide. Ținând cont că era prima dată când antrenați o echipă din Orient și că ați primit astfel de amenințări, vreau să știu dacă v-au asigurat șeicii gardă de corp. Urmează întrebarea. V-a fost teamă pentru viața dumneavoastră? Nu, dar n-am primit asemenea mesaje. Sunt în presă. Da, probabil, dar eu personal nu am primit asemenea mesaje. Într-adevăr, a existat atunci un moment în care fanii erau împărțiți, fiind fostul antrenor, fiind un mare jucător din Arabia Saudită, fiind antrenor, Sami Jaber. Eu i-am luat locul. Singurul moment când mi-a fost teamă și acum vă spun a fost pozitiv, a fost momentul când am aterizat la Riad, am ieșit în aeroport și eram așteptat de
2000 și ceva de oameni care m-au alergat prin aeroport, dar ei mă alergau să facă poze cu mine, dar eu intrând în chestia asta, în nebunia asta, polițistul respectiv m-a luat de mână și a început să fugă cu mine prin aeroport. Dar n-am avut niciun moment de asemenea manieră în Arabia Saudită, nu. Au fost foarte ok cu mine, am avut rezultate destul de bune, singurul lucru că nu am reușit să câștig acea finală de Champions League unde noi am pierdut potriva celor din Australia. Bine, mergem mai departe. În 2015 ați plecat de la Al Hilal și ați semnat cu echipa bulgară Litex Lovec. Obiectivul era să câștigați campionatul, Cupa Bulgariei și să calificați echipa în competițiile europene. După câteva luni v-ați aflat în centrul unui scandal legat de Naționala Bulgariei, pentru că ați refuzat să trimiteți la lotul național fotbaliștii convocați. Nu era prima dată când se întâmpla acest lucru. În 2013, când erați antrenor la Steaua, nu i-ați permis lui Mihai Pintilii să se prezinte la prima reprezentativă pentru meciurile cu Andorra și Estonia, iar lui Gabriel Iancu și Nicușor Stanciu la Naționala de Tineret. Domnule Reghecamp, presa speculează că antrenorii refuză de fapt să-și trimită jucătorii la echipa națională ca să-i protejeze de accidentări și să-și crească rezultatele echipei de club și implicit performanțele ca antrenor. Urmează întrebarea. Ați pus interesul personal mai presus de Naționala României? Nu. Acestea sunt doar niște subiecte de presă. Niciodată un antrenor nu este mai presus decât clubul. Niciodată un antrenor nu poate să ia decizii. Și aici mă refer la cluburile mari. Chiar și Litex Lovec, de care a spus mai devreme, este total neadevărat. N-aveam cum eu să decid să nu trimit jucător la echipa națională. Cu Pintilii, Iancu și Stanciu nu mi-amintesc momentul, dar dacă reveniți dumneavoastră cu ceva informații, mi le amintesc. Dar niciodată un antrenor nu are cum să ia decizii care să dăuneze clubului. Întotdeauna deciziile vin de sus. Întotdeauna trebuie să fie patronul de acord, managerul respectiv, antrenorul, bineînțeles, dar niciodată n-ai cum să iei asemenea decizii când este vorba de echipa națională ca să-ți faci tu un nume. Nu există așa ceva. Iar eu nu sunt împotriva ca jucătorii echipei pe care o antrenez să nu meargă la echipa națională. Cred eu că este o mândrie și este o performanță pentru tine ca antrenor să dai jucători pentru echipa națională. Mm-hmm. Dar v-a cerut un patron de club să nu trimiteți jucătorul națională? Nu, au fost anumite episoade, dumneavoastră ați luat din mai multe chestii, că au fost multe incidente care s-au petrecut, așa, într-adevăr. Exista un cantonament în România în iarnă, când anumiți antrenori la echipa națională luau jucătorii să meargă și ei în cantonament. Noi atunci eram într-o perioadă când jucam în primăvara europeană, eram deja calificați, trebuia să jucăm cu Ajax Amsterdam. Iar eu atunci m-am opus ca jucătorii echipei noastre să meargă la un turneu de pregătire cu echipa națională. Pentru că era deja depășit momentul. Noi începusem pe 5 ianuarie, iar ei vroiau jucătorii pe 20 ianuarie să meargă în pregătire, când noi deja începeam meciurile amicale. Ăla a fost singurul moment când eu am fost la Federația Română de Fotbal, atunci era președinte domnul Mircea Sandu, antrenor era Victor Pițurcă, și am refuzat să dau jucătorii pentru acel cantonament. Punct. Bine. Dar niciodată antrenorul nu este mai presus decât clubul. Asta să țineți minte. Am notat. Deci Gigi Becali e de vină. Nu este de vină. Eu am spus doar că un antrenor n-are cum să ia decizii fără ca cei din club și în special patronul să fie de acord. Mulțumesc. Mergem mai departe. În 2017 v-ați întors în Orient, unde ați semnat un contract pentru 2 ani cu Al Wahda, echipa care se află pe locul 5 în Emiratele Arabe Unite. Ați declarat așa: fotbalul este un sport de echipă, nu contează doar antrenorul sau doar un jucător, scopul meu este să conduc o formație foarte puternică și am ca obiectiv câștigarea campionatului. Sper ca experiența mea să ajute echipa să realizeze acest lucru. Cu această echipă ați cucerit în sezonul 2017-2018 Cupa Ligii Emiratelor, de 2 ori Supercupa, iar în campionat Al Wahda a terminat pe locul 2. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare performanță din cariera dumneavoastră de antrenor? Clar, cea mai mare performanță este calificarea în grupele Champions League, pe
care am făcut-o împreună cu cei de la Steaua. Plus calificarea în primăvara europeană în Europa League. Lucru care va fi din ce în ce mai greu de realizat în momentul de față. Mai vin și performanțele care le-am avut în golf, și anume finala de Champions League Asia, pe care am pierdut-o, plus cele trei trofee care le-am câștigat la Luagda. Este foarte greu să câștigi trofee în general. Nu mă refer la o echipă anume. Ai nevoie de foarte multe lucruri ca să poți să câștigi un trofeu. Ce? Multe lucruri. În primul rând, nu neapărat, nu toate țin numai de fotbal. În momentul când antrenezi, trebuie să cunoști foarte bine fenomenul, dar trebuie să mai ai și alte daruri, trebuie să mai gestionezi și alte lucruri care trebuie să le pui în slujba echipei ca să poți să ai performanță. Pe lângă determinare, sprijinul. Trebuie să fii un bun psiholog, trebuie să faci foarte multe lucruri. Trebuie să fii mamă, tată, frate. Trebuie să le faci pe toate, pentru că altfel ai 25 de oameni într-un colectiv, 25 de fotbaliști care gândesc altfel, tu trebuie să realizezi, să faci un 11, să-i motivezi, trebuie să-i ții și pe ceilalți motivați. Adică, ca să ajungi să câștigi un trofeu, să ajungi în ultima etapă, trebuie să parcurgi foarte multe etape. Bine. Mulțumesc. După succesul cu Al Wahda, ați rămas antrenați tot în Emiratele Arabe. În ianuarie 2019 ați preluat echipa Al Wasl din Dubai. Echipa a terminat sezonul competițional 2019-2020 pe locul 7, așa că suporterii au fost foarte nemulțumiți și au cerut de nenumărate ori demisia dumneavoastră. Ați plecat în toamna lui 2020, după 22 de victorii, 9 remize și 24 de înfrângeri, iar presa sportivă arabă scria că au fost, citez, 651 de zile de suferință pentru suporterii lui Al Wasl. După câteva luni de pauză, în 2021, ați semnat un contract cu echipa saudită Al Ahli din Jeddah. Presa a scris că misiunea dumneavoastră era dificilă, pentru că trebuia să resuscitați o echipă care era într-o formă îngrozitoare, însă nici sub conducerea dumneavoastră echipa nu și-a revenit. A fost eliminată mai întâi din grupele Ligii Campionilor Asiei și a coborât două trepte în Liga 1 din Arabia Saudită. Urmează întrebarea. Care este marele eșec din cariera dumneavoastră? Eu cred că momentul când am preluat Al Wasl ca antrenor, consider că a fost o alegere greșită. N-am știut care sunt problemele la club. Am fost în mijlocul unui război între doi președinți de club, unul care era în momentul respectiv când eu am semnat, iar altul care era afară și încerca să revină la club. Nu aveam bani, nu aveam echipă, nu aveam condițiile necesare să facem performanța. Al Wasl este o echipă foarte iubită, cu foarte mulți fani. Cerințele lor sunt foarte mari, dar aceste rezultate le poți realiza în momentul când ai o echipă puternică. În primul rând, în Emirate este foarte important să ai jucători locali care să se ridice la un anumit standard, să te poți bate cu celelalte echipe, care sunt 5-6 la număr, unde se investesc foarte mulți bani. Perioada Al Ahli Jeddah, da, a fost o perioadă scurtă, am preluat doar pentru Champions League Asia. Am fost rugat de președintele respectiv să vin să-l ajut. N-am făcut-o nici măcar pentru bani. Am avut ghinion, am avut o misiune foarte grea, dar și așa am avut șansa ca în ultimul meci să ne calificăm. Minutul 88 am avut un jucător tânăr care nu a marcat din 2 metri, nici n-a dat pasă celuilalt jucător și nu ne-am calificat. Lucru care a contat foarte mult, dar știți cum este, în fotbal întotdeauna ultima impresie rămâne, iar ceea ce m-ați întrebat, clar, momentul când am semnat Al Wasl, trebuia să nu o fac. Mulțumesc. Continuăm. Cunoscătorii fenomenului fotbalistic știu cât de important este un preparator fizic. Dumneavoastră ați colaborat foarte bine cu Thomas Neubert, un preparator recunoscut la nivel internațional încă din 2008 din Germania, de la echipa Kaiserslautern. Presa a scris că la începutul carierei de antrenor ați fi lucrat după caietele sale de antrenamente.
Ați colaborat până în 2019, când antrenați echipa lui Wassel din Dubai. Atunci, Thomas Neuwirth și antrenorii secunzi v-au părăsit. Vreau să știu de ce a încetat această colaborare a dumneavoastră cu Neuwirth și cât de important este pentru dumneavoastră fiecare om din staff. Urmează întrebarea. Sunteți un om de echipă? Da. Pentru mine este foarte important acest lucru, dar sună foarte urât, m-au părăsit. N-a fost cazul, nu. Thomas Neuwirth, da, lucrează cu mine de foarte mult timp. Momentul de la Wassel a venit la mine și am avut o discuție. El s-a recăsătorit în România, este căsătorit cu o româncă. Soția lui venise în Emirate, să este farmacistă. Am încercat foarte mult să-i găsim un loc de muncă, să încerce să lucreze în Dubai. Din păcate n-am reușit acest lucru pentru că avea nevoie de anumite teste care trebuia să le dea, să facă o evaluare, nu știu care au fost problemele. Ea s-a întors în România și el, la rândul lui, și-a dorit foarte mult să se întoarcă în România, să stea împreună cu soția lui. Plus că a fost perioada de pandemie unde clubul ne-a cerut să ne diminuăm salariile cu 30% din fiecare antrenor. Nu a părăsit nimeni. Nu. Eu am fost de acord pentru Tommy, chiar am plătit o sumă ca el să iasă din contract. I-am plătit și lui salariile la zi și bonusul care trebuia să-l primească. Tony Petrea, care este antrenorul FCSB acum, care și el la rândul lui a decis să meargă în România pentru că avea 3 copii și cu o diminuare de salariu de 30% nu putea să facă față la cheltuielile care le avea. Deci nu m-a părăsit nimeni. Pentru mine grupul este foarte important. Eu petreceam foarte mult timp împreună cu grupul meu. Bine. Ați povestit că ați vorbit ultima dată cu tatăl dumneavoastră la telefon cu 2 zile înainte să-l pierdeți și chiar dacă starea sa de sănătate se agravase, tot v-a încurajat și v-a urat succes la meciul pe care urma să-l aveți. Tatăl meu s-a stins în 2018, mama fiind cea care v-a sunat să vă dea această veste. Apropiații dumneavoastră au mărturisit că ați plâns continuu la mormântare, iar după parasasul de 40 de zile, ați mers la cimitir unde ați plâns din nou, îi citez, ca un copil. Ați aprins o lumânare la mormântul tatei și în mult timp nu v-ați dezlipit de piatra funerară. Recent ați povestit așa, mi-e foarte dor de el. Dispariția lui a fost un șoc pentru mine. Urmează întrebarea. Mai plângeți astăzi la mormântul tatălui? Da, plâng. Plâng. Eu plâng și la filme. Sunt un tip mai emotiv. Pentru mine tata a însemnat foarte mult. Chiar dacă a fost foarte dur cu mine, a ținut foarte mult la ceea ce v-am spus, m-a luat de la fotbal, de la Dinamo București, unde îmi dorea menor să rămân ca junior copil atunci pe vremea aceea. Aveam echipamente frumoase, era o grupă foarte bună, cu un antrenor foarte bun în perioada respectivă. A venit, m-a luat și a zis, de mâine merge acasă. A ținut foarte mult la această disciplină și a dorit foarte mult ca eu să ajung fotbalist, dar nu-și dorea ca eu să neglijez școala. Pentru mine chiar a fost un șoc, a murit, dar am trecut de o perioadă foarte grea. El a avut un atac cerebral, a rămas paralizat, mama s-a chinuit foarte mult timp cu el, timp de 2 ani de zile. Aveam un meci, mi-aduc aminte, la Abu Dhabi și a trebuit să rămân la meci. După meci am venit imediat, am stat, am participat la mormântare și după m-am întors, am avut din nou meci. Mi-ar fi plăcut să-l mai am lângă mine, chiar dacă relația dintre noi la un moment dat a fost foarte dificilă, pentru că el fiind foarte dur, tot continua să se comporte cu mine ca și cum era un copil. Eu devenisem deja la 18-19 ani, eram deja campionul României cu Steaua București. Deja câștigam bani, aveam tot ceea ce aveam nevoie. Dar el tot continua să se comporte ca și cum era un copilul care îl conducea el pe drumul care vroia. Dar mi-ar fi plăcut să-l am lângă mine. Clar mi-ar fi plăcut. Bine. Mergem mai departe.
Anul acesta ați dezvăluit că mama dumneavoastră a fost diagnosticată cu cancer mamar și că a trecut printr-o operație dificilă și mai multe ședințe de chimioterapie. Sunteți singurul ei copil, iar relația cu mama a fost întotdeauna una specială. Apropiații noastre spuneau așa: ferească Dumnezeu să nu fie totul la linie când vine fisul. Dacă la 3 dimineața o trezește că vrea clătite, la 3 și 5 sunt făcute. Urmează întrebarea: cât de mult îi semănați mamei? Îi semăn mai mult lui tata. Mama a fost foarte bună cu mine, în comparație cu cum era tata. Dar da, prietenii sau cine spune, cine a declarat asemenea lucruri, sunt adevărate. Chiar dacă vin la 3 dimineața sau la 5 dimineața și o sun pe mama și îi spun că mi-e foame, îmi face orice. Dar cred că orice mamă ar face lucrul ăsta pentru copilul ei. Am o relație foarte apropiată. Ea suferă și foarte mult pentru mine. Este prezentă peste tot, iar anul acesta, când am decis să nu mai iau niciun fel de contract și să nu mă mai intereseze să plec în străinătate cu fotbalul, am făcut-o pentru ea. Pentru că mi-a spus într-o zi că are problema respectivă și mi-a spus că trebuie să meargă la doctor și am zis nu. Am luat-o de mână, am plecat la Istanbul și am început să-i fac tratamentul. Acum este bine, am și operat-o, a terminat și cu radiologia, se simte foarte bine și sper să fie bine. Mulțumesc! Vă dă sfaturi așa în privința vieții? Ca orice mamă, da, normal. Dar nu, nu se bagă. Nu i-am permis niciodată să se bage. Și mi-a spus că totuși mi-a să-i semănați tatălui mai mult decât mamei. În ce sens? Ca înfățișare, ca temperament. Mama așa este... Așa dur sunteți și dumneavoastră? Da, sunt. Sunt. Da? Da. Da. Cu copiii mei, da. Adică vreau de la ei să devină important, să facă ceva pentru viața lor, să nu aștepte totdeauna la ceea ce le dau eu. Îmi doresc enorm de mult ca fiecare dintre copiii mei să reușească să facă ceva. Singuri. Mulțumesc. Vă citez. În copilărie am prins vremurile în care cumpăram pâine, zahăr, ulei, mălai și altele pe bază de cartelă. Nu am cum să uit când primeam banane verzi și le puneam pe dulap să se coacă. Abia așteptam să se facă bune și gustoase să le pot mânca. Cu toate acestea, ați spus că ați avut o copilărie de 1000 de ori mai frumoasă decât copiii de astăzi, pentru că ei nu mai știu să se bucure cu adevărat și își petrec mare parte din timp pe rețele sociale sau pe calculator. Este extrem de contrastantă imaginea copilului care aștepta cu nerăbdare să se coacă bananele de pe șifonier cu cea a antrenorului de astăzi care a gustat opulența în toate formele ei. Urmează întrebarea: pe ce ați dat toate milioanele de astăzi? Clar pe... Mi-aș dori foarte mult să nu fi avut incidentul cu Analisa. Mi-aș dori foarte mult ca tata să trăiască. Adică sunt lucruri care cred eu că fiecare om normal la cap și le dorește. Mai presus de bani, mai presus de nume, cred eu că contează cel mai mult liniștea sufletească. Și faptul că nu-ți dai seama cât de dragă ți este cineva apropiat până nu-l pierzi. În momentul când sunt foarte mulți care nu au o relație bună cu părinții, eu mereu le spun, mă, nici eu n-am avut o relație perfectă, dar întotdeauna știu că am o mamă sau un tată și în momentul de față îi duc lipsa. Clar, mi-aș fi dorit să pot să, și să mă cer cu el, mi-aș fi dorit. Milioanele, n-au contat niciodată pentru mine banii, nu știu, nu a fost un scop. Poate și de-aia am câștigat așa mulți bani. Bine, mă iau altfel atunci. Ce ați putut cumpăra până acum cu banii? Ce am avut nevoie. Absolut tot ce am avut nevoie mi-am cumpărat. Și încerc să-mi țin nivelul și încerc să fac ceea ce știu. Nu încerc să fac altceva. Mulțumesc. Mergem mai departe. O citesc pe Ana Maria Prodan. Dacă nu era Ana Maria, cine vorbea despre Reghe Kampf?
Atunci când eu l-am cunoscut pe Riche, că nu știa nimeni de el, nu vorbea nimeni de el, m-am chinuit să-l aduc pe cele mai înalte trepte ale gloriei și l-am adus eu, l-am ridicat pe Laurențiu Riche, că din nimeni. În perioada în care vă iubeați și dumneavoastră recunoșteați că soția dumneavoastră este capabilă să schimbe destine. Vreau să-mi spuneți ce rol a jucat Ana Maria în destinul dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cine ar fi fost Laurențiu Reghecamp fără Ana Maria Prodan? Eu nu mă schimb. Probabil că aș fi fost același om. Eu nu mi-am dorit niciodată ceea ce și-a dorit Ana Maria. Și întotdeauna am avut discuții acasă pe tema asta. Eu niciodată nu mi-am dorit să fiu pe coperta ziarelor. Nu mi-am dorit niciodată să fiu gratuit în ziare. Mi-am dorit întotdeauna să apar pentru lucrurile care le-am făcut. Mi-ați citat câteva declarații, este urât să le spun acum, dar de foarte multe declarații nu sunt eu cel care le-a dat. Și s-au întâmplat foarte multe episoade de-a lungul acestor ani unde eu nu am fost de acord cu foarte multe lucruri. Mie nu-mi place să fiu mondan. Sunt mondan prin ceea ce fac, că sunt un antrenor de fotbal, un antrenor care probabil am adus bucuria în sufletele multor fani, multor oameni. Și cred eu că e de ajuns. Nu-mi trebuie mai mult. Adică n-aș vrea să apar gratuit cu ceva în ziare. Iar la ceea ce spune Ana, este păcat, pentru că amândoi pe undeva am crescut împreună. Și ea și eu, poate și ea a fost ajutată de faptul că eu am fost antrenor de fotbal și foarte multe uși au fost deschise datorită acestui lucru. Dar eu niciodată n-am să ies să spun lucrurile astea pentru că nu-mi fac cinste. Consider că am fost un cuplu. Ar trebui să menținem acest lucru în memoria copiilor sau copilului nostru. Nu schimbă cu nimic faptul că ea este mamă, eu sunt tată, iar aceste lucruri nu fac decât să, din punctul meu de vedere, să-i scadă din popularitate, pentru că nu-ți fac cinste. Când ați conștientizat că vă doriți lucruri diferite? Nu, referitor la acest lucru, de la început am fost așa. Noi suntem total diferiți la aceste lucruri. Ea este genul de femeie imagine, să iasă, să apară. Eu sunt total diferit. Eu nu mă bag niciodată în seamă cu cineva dacă nu-l cunosc. Niciodată nu deranjez pe cineva. Niciodată nu merg la o masă dacă nu sunt invitat. Niciodată nu mi-au plăcut lucrurile astea. De multe ori oamenii îmi spun că sunt îngânfat, încrezut. Dar nu, sunt timid și am respect, îmi știu nivelul și nu pot să mă bag în seamă așa cu oamenii neinvitat. Mulțumesc. Presa a vorbit de nenumărate ori despre averea uriașă câștigată din fotbal de către cuplul Reghecamp-Prodan și chiar vă plasa printre cei mai bogați oameni din țară. În fotbalul românesc, cele mai mari onorarii le-ați câștigat când ați antrenat echipa Steaua București. Au urmat contracte de milioane de dolari cu echipele din Peninsula Arabă. Pentru că presa a vehiculat sume diferite, eu o să enumăr doar contractele din Orient cu Al Hilal, Al Wahda, Al Wasl și Al Ahli. Urmează întrebarea. Câte milioane aveți în conturi? Niciodată nu vorbesc despre acest lucru. Și niciodată n-am vorbit despre contractele mele. De-aia v-am spus că sunt foarte multe lucruri unde eu cu Ana am fost paralel. Niciodată eu... Este primul lucru care... Prima condiție pe care o pun în momentul când semnesc un contract, sumele sunt confidențiale. Nu cred că este o mândrie să ieși în față, să spui câștig nu știu câte milioane. În același timp, cred că ți-atragi foarte multă antipatie, iar nu știu de ce ar interesa pe cineva câți bani câștig eu. Asta este lucru care l-am urât cel mai mult și am avut discuții foarte aprinse cu ea datorită acestui subiect. Nu mi-a plăcut niciodată acest lucru să spui că ai, să arăți, să faci poze. Niciodată nu am fost de acord cu aceste lucruri. Deci, n-am ce să vă răspund la acest subiect pentru că niciodată n-am vorbit eu despre acest lucru. Când veți vedea o declarație a mea, că am declarat am 3 milioane, 5 milioane, 10 milioane, vă rog să mă întrebați. Care e cel mai scump lucru pe care îl aveți? Am multe lucruri scumpe. Nu pot să stau acum să... Cred eu că cel mai scump lucru pentru mine sunt băieții mei. Bine. Și eu tot acolo mă îndreptam la inimă. Da. Mulțumesc. Mergem mai departe. Vara trecută,
pentru a pune capăt zvonurilor de divorț. Ana Maria Prodan a organizat la Biserica de la Snagov o ceremonie fastuoasă de reînnoire a jurămintelor. Dumneavoastră ați spus că ați fost luat prin surprindere, dar că v-ați jucat rolul până la capăt, de dragul copiilor și de rușinea invitaților. La scurt timp, presa a scris că ați fi chemat poliția la vila de la Snagov pentru a interveni în conflictul care ar fi apărut între dumneavoastră și Ana Maria. În toamna lui 2021, nu numai că ați anunțat că ați depus actele de divorț, dar v-ați și afișat cu actuala dumneavoastră iubită, cu care aveați de mai mult timp o relație. Urmează întrebarea. Ce v-a dat curajul să divorțați? Nu cred că trebuie să ai curaj să divorțezi. Nu cred că suntem la pușcărie sau nu cred că cineva este obligat să stea cu altcineva doar dacă are curaj. Nu știu. Simplu fapt că eu nu mă mai înțelegeam cu Ana și am avut parte de foarte multe evenimente și când v-am spus mai devreme că anumite lucruri le regret că le-am făcut, și acesta este lucru care despre care regret că i-am dat Anei probabil impresia că totul este ok, nu trebuia să particip la acel eveniment. M-au făcut să mă gândesc mult mai profund la ceea ce urmează să fac cu viața mea. Și anume, în momentul când eu am decis să pun punct la relației cu Ana, a fost momentul de care v-am spus. A fost momentul din când ea a avut acel incident și mi-a explicat acel eveniment în 3 sau 4 variante. Mi-am dat seama că sunt mințit, mi-am dat seama că nu este ok, mi-am dat seama că atunci pentru mine a fost, lumea s-a întors invers, nu știu. Au fost multe întrebări care mi le-a spus că am avut înțelegeri, n-am avut nimic. Nu a existat așa ceva, niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Niciodată nu mă gândesc că persoana de lângă mine ar putea să mă înșele sau să mă trișeze. Nu m-am gândit niciodată la acest lucru. Deci, ca să divorțez, nu mi-a trebuit curaj. Am făcut ceea ce am simțit. Vă așteptați la o asemenea dimensiune a divorțului în mass media? Nu. Vă mai dau timp? Nu. Nu, și nu-mi doresc acest lucru pentru binele băiatului meu. Mulțumesc. În momentul în care ați făcut publică relația cu Corina, ați atras atenția jurnaliștilor asupra ei, care au publicat informații dintre cele mai diverse despre trecutul ei. Pe de o parte, s-a scris că ar fi licențiat în management, studiile efectuându-le la o universitate din Dubai și finalizându-le în România, de asemenea că ar avea un master în afaceri pe care l-ar fi obținut la Cambridge. Pe de altă parte, au existat voci care au susținut că actuala noastră parteneră s-ar fi făcut remarcată ca hostess la diverse evenimente în Dubai sau că numele ei apare într-un dosar penal din Italia. Urmează întrebarea. Cât contează trecutul persoanei iubite? Nu știu la, din ce vă gândiți și din ce privește fiecare om. Pentru mine, în momentul când întâlnesc o persoană, n-am cum să-i cer buletinul. Și nu sunt nici de la poliție să mă duc să văd ce a făcut. Foarte multe informații sunt false. Foarte multe informații sunt... Și n-aș vrea să fiu răutăcios și nici nu o să spun mai multe. Sunt false. Și... toată lumea, toți care le-au scris, toți care au mers pe acest film, știu exact cine le-a dat informația și ce interes a avut. Dar nu mai contează. Contează că mie îmi place foarte mult Corina, nu am stat niciodată și n-a stat niciodată să întreb pe cineva ce a făcut înainte. Cred eu că cel mai important este să trăiești momentul, să te simți tu bine în momentul respectiv. Trebuie să existe cumva o conexiune și o apropiere, pentru că altfel n-ar putea doi oameni să stea împreună. Nu poți să-ți dai seama de acest lucru decât când conviețuiesc cu persoana respectivă, pentru că sunt foarte multe lucruri care probabil nu se potrivesc. Eu sunt nebun cu curățenia, eu sunt fixist, eu am lucruri care probabil altuia nu-i place. Nu știu, trebuie să existe o conexiune ca să poți să conviețuiești cu cineva, iar de trecut... cum aș putea să
aflu trecutul cuiva, să întreb o fată, îmi dai buletinul sau să întreb bărbații din oraș, nu. Important e să-ți placă. Dar contează când îl aflați? Nu. Este Corina, practic, victima războiului dintre dumneavoastră și actuala soție? Da. Mulțumesc, mergem mai departe. În timpul meciurilor de stres, beți foarte multă apă. Ana Maria spunea că problema noastră nu ar fi de fapt apa, ci alcoolul, o citez. Cântecul lui Reghe preferat este cât un pic, 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 până nu a mai rămas nimic din el. Victor Pițurcă a susținut că în 2016, înaintea meciului FC Zürich Steaua București, v-ați fi îmbătat atât de tare încât cu greu ați reușit să ajungeți la stadion și tot în 2016 în presă s-a scris și despre faptul că, aflat sub influența alcoolului, ați fi agresat un tânăr într-un club din București pe care ulterior ați încercat să-l convingeți să nu depună plângere la poliție. Anul trecut și tabloidul german Bild a scris că obișnuiați să consumați alcool înaintea meciurilor de fotbal. Urmează întrebarea. Ce viciu are Laurențiu Reghe Camp? Nu, trebuie să luăm din urmă. Iau cu ultimul paragraf. Care a fost ultimul? Cu Bild. Bild. Care a spus că alcoolul... Este, acum nu mai am cum să ocolesc. Practica dumneavoastră înainte cum, meciului. Da, n-am cum să ocolesc subiectul pentru că știu exact cine l-a dat. L-a dat Ana Maria și am și mail-ul cum ea a trimis acelui jurnalist să scrie lucrurile respective. Punct. Victor Pițurcă, Zürich. Într-adevăr, a fost un subiect, nu mă privește pe mine, am fost la meci, am stat pe bancă, am participat la meciul respectiv, nu știu la ce se referă și n-am de ce să-l contrazic. Mai departe... Episodul din club era. Club, în club nu a fost vorba nici măcar de alcool, a fost vorba de un incident care s-a petrecut cu un copil care a început să strige... Steaua, am greșit, scuzați-mă, nu ne-am certat, n-a fost nimic, ei m-au atacat pe mine, iar eu îl cunoșteam pe tatăl respectivului, deci n-a fost nicio problemă cu respectivul copil. Nici nu știu de ce căuta un copil de 17 ani în club, în fine, nu mai contează, s-a închis acel subiect, iar cât un pic. Eu beau apă, nu de stres, beau apă că îmi place să beau apă, beau apă și când conduc, beau apă și când ziua, și la antrenament, și la meci, iar de alcool, nu. Nu sunt un nebunit al băuturilor alcoolice, îmi place să beau câteodată un pahar cu cineva, iar când este un eveniment mai profund, probabil că beau mai multe pahare, dar nu am probleme cu alcoolul și niciodată n-am avut. Întrebarea nu era asta, vă mai dau timp. Întrebarea era ce viciu aveți. Ce viciu am? Îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că viciul meu cel mai mare este fotbalul. A devenit pentru mine nu neapărat un viciu, a devenit o obsesie. Iar cred eu că lucrul ăsta nu este ok. Că de multe ori nu reușesc să fac... o paranteză între ceea ce fac la stadion, la locul de muncă și ceea ce fac acasă. Pentru mine, acest fenomen a devenit un viciu și mi-ocupă 100% din timp. Fotbalul sau că vreți să fiți numărul 1? Fotbalul. Normal, dacă îți place ceva, îți doresc să fii câștigător. Bine, mergem mai departe. Am notat viciu, fotbalul. Da. Prima noastră soție a povestit că ați transformat-o în amantă după divorț și că vă iubeați pasional în subsolul casei. Că sunteți un bărbat pătimaș. A confirmat și Ana Maria Prodan, care a povestit că vă iubeați în cele mai neobișnuite locuri. Până și colegii dumneavoastră de vestier au făcut referire la virilitatea dumneavoastră. Îi citez. Când venea Reghe la dușuri, ne dădea rușine la toți. De multe ori am glumit cu băieții că ar trebui să-l rugăm să facă duș în short, să nu ne mai simțim umiliți când vine lângă noi, care suntem oameni normali. Urmează întrebarea. Cum cuceriți femeile? Nu știu dacă trebuie să faci ceva în plus. Cred eu că în momentul când există o atracție, lucrul ăsta se vede din
ambele părți. Adică nu cred că trebuie să fac eu ceva în plus. N-am niciun plan. N-am fost vreun mare Don Juan. Adică n-am ce să vă explic. Nu sunt un Don Juan. Nu știu ce să vă spun. Este o întrebare la care nu m-am gândit niciodată. Cum cuceresc eu femeile? Nu m-am gândit. Cred că ele mă cuceresc pe mine. Uite, ăsta e un răspuns. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe cu ultima întrebare. Relațiile noastre sentimentale se aseamănă atât de mult încât privit din exterior pare că repetați de fiecare dată același tipar. Ați divorțat de prima soție după ce Ana Maria Prodan rămăsese însărcinată. Acum divorțați de Ana Maria după ce iubita noastră a rămas însărcinată. Psihologii spun că oamenii au tendința de a repeta aceleași greșeli, iar provocările similare vin în viața noastră până când ajungem să ne învățăm lecțiile. Vreau să știu dacă aveți uneori senzația de déjà vu și dacă vă veți căsători din nou. Urmează întrebarea. V-ați învățat lecția în dragoste? Da. Dezvoltăm? Da! Deci, de foarte multe ori adevărul este la mijloc. Clar, informațiile care apar în presă nu sunt întotdeauna cele adevărate. Așa cum v-am spus, eu de prima soție, discuțiile de divorț și ceea ce s-a întâmplat au fost mult înainte ca să Ana să rămână gravidă. La fel ca și acum. Eu am băgat divorțul, cred că o lună sau două înainte ca Corina să rămână gravidă. Nu a fost nicio legătură divorțul cu faptul că a rămas gravidă. Nu. Am băgat divorț pentru că așa trebuie să fac în momentul respectiv. Trebuia să o fac mai devreme, dar am încercat pe undeva să găsesc o înțelegere, să mergem la notar, să facem o înțelegere ca bebe să nu sufere. N-am ajuns la această înțelegere și de aia a trebuit să fac acest pas. Dar probabil că oamenii care vin la televizor, și am văzut și eu câțiva care discută despre anumite știri care apar prin presă, de foarte multe ori discută niște lucruri care nu sunt adevărate. Dar probabil că asta este menirea lor. Și n-am de ce să mă supăr și nici n-am de ce să comentez, pentru că ei comentează niște lucruri care nu sunt adevărate. Mi-au făcut un profil care se va repeta peste, am înțeles că pe la 60 de ani o să-mi găsesc o altă femeie cu care voi avea un alt copil. Bineînțeles, exact cum am spus, nu tot ceea ce apare în presă este adevărat și da, mi-am învățat lecția în dragoste. Regretați ceva? Nu. Nu regret nimic. Probabil ăsta mi-este destinul, așa trebuie să fie. Sunt sigur că am rămas cu ceva bun. Mai dau timp. Am rămas cu ceva bun din tot ceea ce mi s-a întâmplat în viață. Foarte multe lucruri am învățat. Probabil am învățat să fiu mai bun, în primul rând cu mine și cu cei din jurul meu, să fiu mult mai deschis și să iubesc mult mai mult, pentru că viața este scurtă și n-avem timp. Vă recăsătoriți? Urmează, vedem. Nu este momentul de față, nu acest lucru este important. Important este Liam, important este să termin divorțul, important este să termine tot scandalul care este momentul de față și, așa cum am spus și mai devreme, din toată povestea asta, cea mai șifonată a ieșit Corina. Mulțumesc, Laurențiu Reichkamp, pentru că ați venit la noi. Și pentru acest interviu, în 40 de întrebări, despre care eu cred că toți cei care l-au urmărit au înțeles foarte multe lucruri despre dumneavoastră. Cei care ne urmăresc acum văd pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări ale mele și ne-au mai rămas la dispoziție 22 de minute. Nu le vom folosi pe toate, însă acesta este momentul de dialog între noi doi. Dacă sunt chestiuni, ce v-ați dori să vă întreb, dacă sunt detalii pe care eu nu le-am adus în discuție, dacă sunt pur și simplu lucruri pe care vreți să le menționați, acum este momentul și după aceea o să urmeze evaluarea mea. În primul rând, eu așa am fost crescut, să nu vorbesc neîntrebat. Deci eu nu am ce să adaug și eu m-am simțit foarte bine, chiar foarte relaxat și am răspuns
cred eu, cu toată sinceritatea mea, sunt sigur că vor exista oameni care nu vor fi de acord cu ceea ce am spus, dar nu este problema mea. Eu vă mulțumesc că ați venit la mine aici, la 40 de întrebări. Ați venit deschis. Când spun deschis, spun că nu am discutat în niciun moment despre ce aveam eu de gând să vă întreb și că v-ați așezat așa, cu mult curaj, pe acest scaun. Mă bucur dacă v-a plăcut acest interviu. Aș vrea să spun așa, apropo de evaluarea pe care urma să vi-o fac, am notat și mi-a plăcut foarte mult să descoper în dumneavoastră dorința asta de a câștiga mereu, de a fi între cei mai buni, de a munci neobosit până ajungeți la rezultatul pe care dumneavoastră vi-l doriți. E o mare calitate, eu iubesc oamenii care sunt așa și vă țin pumnii să ajungeți întotdeauna acolo unde vă doriți. Mi-a plăcut foarte mult când ați spus că sunteți timid și mi-a plăcut să vă găsesc modest. Eu cred că sunt trei calități ce vă vor ajuta foarte mult să ajungeți, repet, acolo unde vă doriți. Cât despre părăsit, că am văzut că aici era o problemă când am introdus nota de părăsit, eu vă doresc să vă părăsească toate relele și toate meciurile pe care nu vi le doriți pierdute și să aveți parte de tot ce vă doriți. Mulțumesc, Laurențiu Reica, pentru prezența în emisiune aici la 40 de întrebări. Acesta a fost invitatul. Sper că v-a plăcut cu noi în această seară. Sunt Denise Rifai. 40 de întrebări au ajuns la final în această seară. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu, promit, multe și noi alte întrebări. Mulțumesc frumos pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă. La revedere!